Domnule Gaser Günther Frost, sunt sigur că foarte mulți tulceni vă cunosc și poate mulți ar fi de părere că nu mai aveți nevoie de prezentare. Totuși, așa pentru istoria artei, dacă ați vrea să ne punctați câteva date biografice. Da. M-am născut la Oțelul Roșu în anul 1943, în februarie, vărsător. Știu eu, asta ar putea să aducă și o apropiere puțin de Dunărea asta care se varsă în mare. Vărsătorii sunt întotdeauna mai apropiați de apă. Pentru mine apa e benefică, cum de altfel și județul în sine. Eu vin dintr-un județ bănățean, Caraș Severin, care e înconjurat de munți de jur împrejur. Aici am dat de șesul ăsta, și munte, și șes, adică găsești cam toate formele de relief, ceea ce îți dă o împlinire, așa, la pictorii, știți, lucrăm cu imagini și imaginea e bine să o surprinzi cu specificul ei. Despre mine mare lucru nu pot să vă spun, de când mă știu, marea, prima și marea pasiune a fost tot pictura și cred că asta va rămâne până la senectute. Unde ați făcut școala și dacă ați avut un profesor care credeți că v-a influențat sau un profesor, pe de o parte, și dacă credeți că există un pictor care a influențat opera dumneavoastră? Facultatea am făcut-o la Timișoara, acolo am absolvit-o. Influențe, bineînțeles, în timpul studenției suporți sau ești prins când a unuia cu personalitate mai puternică, când a altuia care face lucruri mai deosebite, dar după cum ne-au învățat chiar proprii noștri profesori și m-am bucurat de un mare dascăl, de domnul Răileanu Aurel și de Ion Sulea Gorj, de Delia Luca, graficieni de excepție, sculptorul Ieța, sculptorul Gaga. M-a avut dascăl demn și cu anume ținută și morală și artistică de mare valoare. Dar după cum ne învățau chiar ei, după ce termini facultatea, trebuie să te rupi de sub influența lor și să-ți cauți un drum propriu, un drum pe care să mergi singur, pe propriile picioare. Și zic eu că în artele plastice, ca și în toate celelalte domenii, e ca într-o întrecere sportivă. La concurs s-au înscris foarte mulți, dar nu toți se realizează, nu toți ajung până la finish. Unii ajung, unii se pierd pe drum, alții renunță de bunăvoie văzând că nu au forțe suficiente sau resurse, că e nevoie și de resurse fizice și de resurse morale, câteodată chiar pecuniare. Zicem noi că pictura se poate face cu puțin, puțin pui, puțin faci. E nevoie să te implici total la un moment dat și chiar să renunți la foarte multe din bucuriile care omului de rând îi sunt mai la îndemână. Noi renunțăm de multe ori la foarte multe lucruri. Asta nu o spun ca să îmi fac dintre asta un titlu de merit, că sunt multe lucruri la care n-am renunțat nici acum și sper să nici nu renunț nici mai târziu. Dar presupune și o muncă asiduă și este o muncă veșnică, adică e o căutare de să aduci ceva nou. Faptul că m-am implicat într-un plenerism care unora li se pare poate desuiet, eu zic că nu este deloc. Mama Natura a fost o școală pentru toată lumea și pentru suprarealiști și pentru, chiar pentru pictorii abstracți. Adică timp de învățat mai este pentru toată lumea și chiar pentru confrații mei mai vârstnici. Timp pentru învățat și pentru a aduce acel ceva nou care ne deosebește de lucrurile comune, e nevoie de multă putere. Sunt sigur
sigură că el este încă printre noi. Mi-a fost greu când am pierdut pe tata, dar mi-am dat seama că deși doar 11 ani a fost lângă mine, în acești 11 ani, în fiecare zi mi-a dat o lecție, în fiecare zi m-a învățat câte ceva, în fiecare zi mergeam și pescuiam, dădeam cu barca. Și chiar dacă acum nu mai este lângă mine, amintirile astea mă ajută foarte mult. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că-i prețuiți amintirea. Dăm de foarte multe ori că un scaun e un scaun, un copac e un copac, un râu e un râu, vântul e vânt, că toată uităm și că noi suntem noi. E artistul plastic ne aduce în față o realitate pe care de foarte multe ori o trecem cu vederea. Acum, la sfârșitul secolului 20, când foarte mulți artiști, și nu mă gândesc neapărat la picturi, ci la manifestările artistice în general, când deci foarte mulți artiști încearcă să rezolve prin artă o serie de probleme filozofice și chiar sociale adeseori, dumneavoastră totuși ați rămas, hai să-i spunem, un clasicist. Ați rămas la peisaj. Mi se pare un act de curaj. Ați putea să comentați puțin acest lucru? Da. Nu mi se pare un act de curaj să-ți iubești împrejurimile sau biotopul în care trăiești, să-ți iubești mediul. Dobrogea este o grădină pentru plasticieni. Vin pictori din alte țări, vin pictorii noștri, autohtoni, care găsesc aici o sursă inepuizabilă de inspirație. Peisajul este un lucru foarte serios. Eu, de fapt, ca formație, sunt portretist. Vedeți, fac și pictură animalieră, fac și peisaj, și natură statică, și portret, și compoziții cu personaje. Peisajul rămâne așa, o pasiune pe care, vedeți, în timpul facultății nici n-am prea făcut peisaj. Orele de atelier, desfășurându-se într-un cadru închis, atelierul, învățai anume lucruri, peisajul îți spune însă cu totul și cu totul alte lucruri. Încep să reînveți încă o dată regulile picturii. Mulți spun că e foarte simplu să faci un peisaj. Un peisaj aparent este un lucru foarte simplu, dar dacă te implici, încercați să vă puneți în locul unui tablou, să priviți peisajul dinspre tablou, înspre în afară. Există niște lucruri. Dacă nu sesizezi acel ceva care este sublim, care e specific locului, e o treabă care ține acum și de sentiment, ține și de sensibilitatea celui care stă în fața peisajului, eu consider că peisajul este lipsit de valoare. În clipa în care te implici, se schimbă. Deci, de multe ori am fost în perioada aceea de care știm cu toții, tot îmi spuneau, cerurile mele sunt mohorâte, că am niște griuri triste. Nu întotdeauna. Poate că ansamblu era vesel, dar poate și starea mea interioară nu era tocmai cea potrivită pentru culori stridente, pentru stridențe coloristice sau astea. Și atunci am preferat o paletă mai sobră, o gamă de griuri care erau mai aproape structural, mă reprezentau mai bine. Nu pot să faci întotdeauna pe gustul marelui public. Mare parte din lucrările fac de plăcerea de a picta, de a lucra. Publicul vrea altceva câteodată. Aici deja se întâmplă niște probleme la care nu pot să răspund eu, va răspunde timpul sau, mă rog, confrații. Sau... Dar alegerea dumneavoastră de a reveni la natură, la contactul direct cu imaginea vizuală, dacă îmi permiteți, spuneam că sfârșitul acesta de secol foarte zbuciumat a imprimat o altă imagine asupra culturii.
faptul că dumneavoastră ați apelat la peisaj, credeți, a fost dintr-o credință, oare că până la urmă trebuie să ne întoarcem la aceste dimensiuni, până la urmă foarte apropiate de sufletul omului, deci la niște dimensiuni naturale? Da. Da, am această convingere și rămân la ea. Acum, dumneavoastră, s-ar putea să gândiți puțin mai altfel și, da, treaba asta vă privește direct și personal. Optica mea despre natură rămâne una și aceeași și o credință mai veche. Natura nu te minte. Natura rămâne aceea, cinstită și corectă. Prin filtrul nostru interior noi o putem transfigura. Este la îndemâna noastră. Devenim creatori. Așa și devenim creatori. Dar natura se recreează aproape zilnic. Deci de la oră la oră, nu numai zilnic, de la oră la oră, din minut în minut. Este altceva, altceva și iarăși altceva. Noi încercăm să surprindem acel sublim din natură, care este, cred eu, mai apropiat de Dumnezeu decât ceea ce încercăm să facem, poate închis în turnurile noastre de fildeș și unde punem raționalul înaintea emoționalului, trebuie să existe între ele totuși un echilibru. Și eu cred că acest echilibru mi-l dă numai natura. Sunteți de părere, deci, că natura și pictura dumneavoastră poate transmite același mesaj sau poate transmite mesaje chiar mai puternice decât încercările moderne de reevaluare a picturii? Domnule, pictura modernă încifrează în ea aceleași lucruri pe care le redau eu, poate mai direct, mai spontan și poate cu o altă emoție. Pictura cerebrală, total cerebrală, implică speculații, de multe ori bizare, de multe ori aproape hidoase. N-am nimic împotriva lor, condiția ei să aibă acel ceva, acel sublim care să te uimească. Eu am rămas un naiv, probabil, în felul meu. Pe mine mă surprinde natura așa cum este ea. Și rămân, încă o dată, îmi declar credința în arta adevărată, ancorată în realitate, dar cu transpunerile și cu trăirile personale. Care credeți că ar fi acel ceva care să dea artei această definiție de artă adevărată sau această categorie de artă adevărată? Domnule, în primul rând, autenticitatea. Unicitatea lucrării de artă în sine. Lucrarea de artă, în concepția mea, este ceva care te uimește, care îți aduce ceva nou. Deși multă lume merge pe ideea acest ceva pe care mi-l prezintă Gasser, deja vu, a fost, s-a mai văzut. S-a văzut în natură, dar atâta lume trece nepăsător peste acest ceva și fără o emoție. Vedeți, lucrările mele încă emoționează sau am credința că perindându-se pe aici atâta lume în anii ăștia de când sunt în Tulcea, prin atelier, prin galerii, am văzut că lucrările mele totuși emoționează, așa cum spuneți dumneavoastră, că prea ancorate în realitate. Nu vă fac un proces din treaba asta. E credința dumitale că e nevoie de altceva și altceva. Și eu sunt de acord că e nevoie de altceva și altceva. Ei, până la sfârșitul vieții o să mă zbat să aduc acel altceva și altceva care să... Întrebarea mea era dacă dumneavoastră credeți că acest ceva cu totul special care dă unicitate operei de artă, indiferent de categoria în care se poate încadra sau de curentul artistic pe care un critic sau altul poate în care se poate încadra, așa, acest ceva credeți că poate fi definit într-un fel sau altul? E o întrebare destul de, să nu-i spun, încuietoare. Necesită o anume meditație și un răspuns tranșant n-aș putea să vă dau acum, așa ad hoc. Probabil că va fi nevoie să mai meditez la treaba asta și o las pentru viitor.
Sigur că mulți dintre cei care iubesc cultura spun că aceasta este o problemă filozofică foarte complicată, de altfel s-au scris atâtea cărți încercând să descifreze acest ceva. Dar poate putem să spunem câteva, totuși un cuvânt măcar despre acest lucru. Chiar așa, dacă întrebarea este foarte complicată, chiar dacă întrebarea este foarte complicată. Și dumneata ești un artist, în felul dumneitale. Ți-ai definit sublimul. Sublimul e definit și în cărțile de tratatele de estetică, în filozofie.